Da, deci se pare că după foarte, foarte mult timp, adică un an de zile, un an și ceva de când fac YouTube, a venit și ziua în care am decis să-mi închid canalul. Da, e o decizie foarte importantă. Am stat mult să mă gândesc, bă, să-l închid, să nu-l închid, bă, ce să fac, naiba. Deci, da, am decis să-l închid, deoarece nu vă susținere din partea voastră. La videoclipuri strâng maxim 100 de vizualizări, deși eu am 816 abonați, deci, na, vă dați și voi seama. Da. Pe deasupra, like-uri, ce pot să zic, strâng maxim 10 like-uri pe episod. Pe live-uri, dacă strâng 20, e bine. De asemenea, pe live-uri, persoane pe live, maxim 10. La 800 de abonați, gândiți-vă și voi. La 800, normal, trebuia să am și eu măcar 30 pe live. Deci, na. Chiar dacă am crescut foarte mult în ultimul timp, adică am ajuns să fac în jur de 20 de abonați pe zi într-o lună. Adică, într-o lună am strâns în jur de 200 de abonați. Bă, frate, nu se merită. Adică, am văzut că nu se strâng vizualizările cerute. Adică, pana mea, mă așteptam și eu la 800 de abonați, măcar 300 de vizualizări pe videoclip, nu? Ca așa e normal. Măcar 300 să fie activ, că vă dați seama că niciodată nu o să fie toți abonații activi pe un canal. O să fie o parte din ei. Da. Deci, alt motiv pentru care vreau să-l închid. Bă, frate, nu are rost. Îmi pierd timpul de pomană, sincer. Dacă văd că nu se strâng acele vizualizări, ce naiba, frate? Nu strâng și eu 300 de vizualizări pe videoclip la 800 de abonați? Deci, na. Mulți mi-au zis, bă, de ce continui? De ce mai continui dacă tu nu strângi atâtea vizualizări? Pe live strângi maxim 10 persoane. Dacă nu folosești un titlu corect, adică un titlu în care să minți persoanele, că nu-mi vine acum numele, tocmai ce m-am trezit, sunt luat de pe somn. Și na, dacă nu folosești un titlu de genul, nu strângi vizualizări. De exemplu, acum dacă aș pune titlu, se închide OG Times. Bă, mă jur de n-a strânge cel puțin 300 de vizualizări. Dar nu, frate, eu nu folosesc tot timpul titluri din astea, hai că am făcut-o și pe treabă. Da, rar se întâmplă să folosesc un titlu de genul în care să mint abonații. Deși, astăzi cum ocazia de 1 aprilie, v-am păcălit puțin și eu. Nu o să-mi închid canalul, chiar dacă nu strâng vizualizările alea. M-am gândit, bă, de ce să-l închid? Lasă că poate le strâng eu într-un final. Na, poate vor deveni și ei activi când vor... Da, poate vor deveni și ei activi ăsta... Cum voi face mai mulți abonați, să zic că fac 1000 de abonați, bă, măcar 400 să devină activ, nu? Eu zic că, na, la 1000 de abonați o să fie mai multe persoane active, nu decât 100. Fiindcă ar fi de tot râsul. De exemplu, poate la 1000 de abonați o să pot primi și eu beneficiile acelea. Acum eu, cum normal la 500 de abonați, aș putea primi beneficii ce iPhone și OG coduri pentru voi. În schimb, eu cum nu am 300 de vizualizări pe videoclip, nu pot să vă dau. N-am cum, nu-mi dă administratorii căci că nu îndeplinesc condițiile. Da, deci, v-am zis, sper să ne strângem cât mai repede 1000 de abonați, fiindcă la 1000 de abonați o să dau la giveaway acest mirific bullet, vehicle info, 381 de zile, 2 km, 40k insurance, 5 points și 205-226 Haidar. De asemenea, voi mai da și un bullet pe Rubine Fright. Da, voi, ca să vedeți detaliile de participare și tot ce trebuie, intrați pe canalul meu sau nu. O să vă las linkul în descriere la videoclipul anterior în care anunț giveaway-ul. Da, și cam atât a fost tot pentru azi. Nu vreau să lungesc foarte mult, fiindcă sunt la țară și sunt pe hotspot. M-aș mira să reușesc să încarc și acest videoclip, deci n-am. V-am zis, hai să strângem acel număr de abonați și, na, succes la păcăleli!